Salut și bine am găsit la un nou episod de Construction Simulator pe la Games. Dragilor, veste mare, avem jucărie nouă, ne putem simți bine alături de noul meu joystick. Am făcut ceva teste cu el, am făcut ceva aici utilaje, mai am de băgat ceva utilaje în comenzi acolo, dar este o experiență deosebită și este altceva în frumosul joc. Am apucat să dau drumul la contractul cu terminalul, ne-a spus acolo băiatul ce să vă spun. Ideea este că tot am spus, ascultam pe acolo animale și auzeam animale, erau vorba despre coioți, ne-a spus nenea în prezentarea proiectului. Bun, care este totuși mecherela? Trebuie să degajăm de aici ăsta, cum îi spune ăsta, rezervorul ăsta mare cu ce a fost el pe aici și de asemenea bucățile astea de beton și să ne apucăm de escavat. Da, am făcut teste cu joystick-ul pe escavator și pe buldozer, dar hai să vedem că putem face și pe macara. De asemenea, dăm pe asta frumos, vreau să văd dacă i-am pus setările, dacă merge la, nu e pus setările astea, le punem acum în direct și în exclusivitate pe Iona Games, atâi, îi dăm pe controls, mergem aici pe tet up, da? Tam bam bam bam, ăsta este. L-am pus pe dreapta pentru că pe dreapta folosesc și am pus câteva setări pe aici și o să mai pun și astăzi. Unde le-am mai băgat, unde le-am mai scos. De exemplu, asta se suprapune cu altă comandă, dar apare cu roșu. Trebuie să caut eu, uite, am pus așa, dumper, excavator, n-am excavatorul, o să punem și pe aia excavatorul din nou, la macara, asta sunt toate, da? Deci la macara, rotirea macarale către dreapta, îi dăm frumos asta frumos și învârtim efectiv de joystick și am pus pasta spre dreapta. Dăm aici asta frumos și dăm spre stânga, tati. Dăm la ăsta să ducă în față, împingem maleta în față frumos, axa 1, și dăm să dea și în spate, dăm în spate, pac. Și acum avem așa, să cârligul, să se lase cârligul în jos, îi dăm ăsta și apăsăm butonul de aici, din spate. Mai apare la altă asta, dar asta este. Și dăm și la asta alt buton din față de aici. Bang. Și acum, teoretic, ar trebui să am comenzile pe macara. Ia să vedem. Ia uite, tati. Ia uite, tati, ce e aici. Da? Deci din joystick. Și dăm frumos în jos. Și dăm în față ca să ducă cârligul în față. Na. Joacă-o pe asta, tati, că avem acum noile tehnologii și în joc, dar și în afara jocului, să zic așa, pe lângă calculator, avem, dacă sucim așa frumos, ia să vedem, dacă reușim acum din prima, hați, dăm puțin mai în față, ai tati, fă ce clavică tati, mai sucim acarau așa frumos, mai dăm puțin așa, mai dăm puțin în față, hați, am băgat, dăm în spate puțin. A, e tati. Și acum tragem de buton. Da. Ce să uitat? A? Meserie tehale, tati. Și acum sucim din asta frumos. Dăm maleta în față ca să ducă cârligul frumos. Da? Ia uite. Ia uite, tati. Hai să bălângânea că n-am ce să-i fac, tati, da? Deci n-avem cum așa. Dar toată șmecherea este că o pot controla din asta de aici. Îi dăm pe butonul de spatele. Băi, nu știu cum să fac. Oh, invers, mă scuzați. Dar la emoțiune. Nu știu cum să fac. A, stați așa, de ce spune? Am pus pe butonul ăsta. Pe buton s-a pus să-și învârtă sarcina. Pe altă macara. Și să faci așa. Gata, tati. Hați? Da, să învârtesc acela așa, acum am dat seama. Mai reglez eu butoanele, că v-am spus, încă nu... Ideea este să nu fie aceleași butoane cu altceva, da? Dar oricum, este altceva cu joystick-ul. Îți dă o chestie așa, nu știu, mult mai precisă. Ești mult mai precisă toată treaba. De asemenea, este și, cum îi spune, îți dă o chestie așa de realitate. Da? Hați? Coborâm aici frumos. Pac. Deci e mult mai precisă tot treaba. Pac. Ce să mai zic? Na.
Pac, pac, pap, pap. Băi, deci nu aveam pe planul de investiții treaba asta. Am scris acolo în comentarii, care, în postare, pardon, care a fost motivul pentru care mi-a cumpărat acest, cum îi spune, joystick. Dar este, tati, altceva. Deci cel puțin la jocul ăsta îți dă mult mai mare satisfacție. Uite, acum dau un jos. Pardon, pe ăsta la altul. Ideea este că pe butonul ăsta care l-am pus eu este să și sucească sarcina și de asta face așa. Trebuie neapărat pus altceva aici. Dar e altceva, tati. Deci ați văzut? Și tot mă plângeam eu că macaraua asta mare, că să vezi, că uneori mă uitam pe sus, nu știam pe unde este cârligul. Da? Deci acum numai din manetă, frumos, pac, pac, elegant, nu avem niciun stres, niciun necaz. Hai să iau și ăsta mare de aici totuși. Voi dau puțin așa. Fați. Erau foarte multe, foarte multe comenzi. Foarte multe comenzi erau la ăsta. Și pe mine mă supărau cel mai mult comenzile care erau pe tastatura numerică. Că erau, nu știu, prea aproape. Nu știu, ceva de genul. Mă enervau. Dar acum, uite, frumos. Deci numai cu maneta, frumos, elegant. Este, uite, acum dăm frumos să împingem maneta în față. Nu știu cum să fac. Mă gândesc la o variantă de a apărea și pe imagine. Am o singură cameră web, am făcut ceva teste. Astea, nu știu cum să fac pentru a apărea și ce fac eu în timpul ăsta cu maneta, tati, că este toată șmecherala din manetă. Da? Joystick, hai să vorbim și noi că, na, nu suntem ca la. Uite, acum fiind, acum să învârt ăsta. N-am ce să-i fac, se schimb, da, bă, da, am ce să-i fac. Dați așa un pic, ca să nu mai nevăităm. Îi dau pe settings, merg pe control, să dau pe joystick și la, dați așa un pic, să vedem. Asta, uite, mai avem pe buton aici o chestie, hai să suprapune. Aici avem, uite, pe butonul ăsta, ce buton se pune noi ăsta? Îl punem pe ăsta la altul. Tati, așa un picuț, că am altă idee aici. Mai am buton aici. Hați. Gata, tati. Și am scăpat de problemă. Da? Nu mai, uite. Nu se mai învârte. Voila! Voila, tati. Deci v-am zis, este altceva. Am încercat ăsta, cum îi spune, buldozerul. La buldozer e favoritul meu. Deci toate astea care aveau, cum îi spune, care aveau tastatura numerică, care aveau șenile, bă, pentru mine era un calvar. Că erau foarte aproape de, cum îi spune, tastatura numerică, foarte aproape una de alta. Tuteam cu mâinile bâligate. Era o întreagă necaz acolo. Acum, deci ăștia care se aud acum, ca totul spuneam eu că se aud, ăștia sunt coioți. Pac. Ce să mai zic, tati? Ce să mai zic? Frumos, elegant, da? Ia să vedem noi, două secunde, să vedem ce mai luăm după aici. Ușurel, dacă dă prea mare viteză după aia. Îi dau și așa. Cât să ajung aici la asta, la alt. Sucim așa frumos. Și acum tragem pe spate maneta. Ușurel. Mai un pic. Vreau totuși să trag. Ia. Dați un pic, dacă m-am uitat prea tare acum. Două secunde. Bă, stați un pic, nu dau seama de ce se face el așa. A, eram bine, mă. Trebuie să dau seama când stau cu asta drept așa frumos și să trag de asta. Ia. Asta e în partea asta altă, asta e în partea asta altă. Și acum să cim un pic așa pe asta. Atât, hai. Mai un pic. Lăsăm și noi puțin cârligul. Apege puțin în față. Tada! Și acum ridicăm. Hați. Bine, puteam să fac asta și cu macaraua alaltă. Aia mobilă. Trebuie să învârtim catargul aici frumos.
Și acum pigem în față. Haț. Haț. Ușurel. Cucu. Și acum coborâm asta frumos. Mai sucim un picuț așa, mai dăm puțin în față. Mai sucim un picuț așa, încă un pic așa, încă un pic că merge. Și coborâm. Bine, acum nu trebuie așa chiar la ultimul milimetru, dar măcar ne facem treaba. Da? Haț. Și sunt niște mișcări firești, pentru că v-am spus, le-am setat pe manetă, e simplu, băi, dau înainte, dau înapoi, în față, cu tare, da, e toată treaba mult mai simplă. Ia ușurel. Haț. Ia uite. Bine, mai am un pic de învățat, că mai am totuși, da? Până mă învăț cu asta, dar important e că, v-am spus, toată treaba e mult mai simplu acum. Și vă spuneam eu, de exemplu, am făcut ceva contacte astea micuțe ca să dau drumul la mână. Dăm puțin în față. Ușurel, ușurel. O și învârtim un pic. Și mă uitam la... Am avut și de făcut astea cu, cum se spune, cu tunat asfalt, certe chestii. Băi, e mult mai precisă treaba acum. Nu mai precisă treaba, pentru că, cum îi spune, chiar trece mai simplu, mai ușor de manevrat. E mai mare precizie în comenzi cu joystick-ul. Dacă nu știu dacă tot m-am, nu știu, sunt așa de încântat, că nu știu dacă mă pot face înțeles. Ai mai mare control asupra utilajelor cu această jucărie. Asta e ideea. Da? Deci toată treaba este mult mai simplă acum, pentru că te duci mai aproape, curbele sunt mai line, da? Deci toată treaba e mult mai simplă acum. Ia uite, hați, împartă să mă scuzați. Ușor. Un pic mai așa și acum coborâm. Hați. Te să eliberăm zona aici. Am luat-o. Hați. Te să scoatem bucăți de drum pe aici. Ce mai avem de luat? Ceva de lemn, gunoi de lemn sau ce era acolo, deșeuri de lemn, pardon. Hați, hai ușor în față. Să zicem un pic macaraua în partea asta-alaltă. Împinge căligul în față. V-am spus, încă nu găsesc o metodă de a și vă arăta fizic ce se întâmplă cu maneta. Uite, acum avem și buton de întoarcere, fiți atenți. Hați, ați văzut-o pe asta? Meserie, tati. Meserie la Gogu. Dă puțin în față. Și lăsăm acum jos frumos. Deci pot să spun că aproape perfecte sunt mișcările. Bine, până îmi dau eu mâna cu jucăria, că mai am de învățat. Încet, încet, încet. Unde mai era o bucată de lemn. Pași pe acolo, în dreapta. Unde e, mă? A, uite aici. Am zis bine. Și acum am pic puțin căligul în față. E altceva, tati. Deci e o experiență unică, pentru că n-am mai jucat cu joystick. Jucam când eram mai mic. Erau niște jocuri pe televizor. Rambo, cea de genul. Și erau cu joystick. Deci cred că de atunci n-am mai jucat cu un joystick. Ce e drept, ăsta e mult mai performant decât ce era, ce aveam eu atunci. Are foarte multe comenzi. Poți seta foarte multe, plus combinații. Încă nu le-am pus pe astea combinații de manevre. Se poate roti maneta și în jurul axei, dar și stânga, dreapta, față, spate. Are butoane, două butoane pe spate, pe aici. Deci e belea. Am vrut să fac la un moment dat genul review în unbox, dar e internetul plin cu treaba asta și nu... Uite, acum asta s-a învârt un pic asta. Zic, nu mă bag eu la treaba asta, că nu și-are rostul, pentru că nu era un review profesionist, așa că zic... Gata. Gata, tati. Și acum să escavăm zona. O să ducem escavatorul. Și am de adus și materiale. O parte din materiale le-am încărcat în mașină, să am făcut proba și testul. Dar, uite, acum mergem cu
Deci, cum se spune? Macaraua. A făcut probe. Bun. Zona asta să o excavăm și atunci mergem la... Uite, deci avem de excavat zona asta. Mergem la companie, îi dăm la vehicul și îl luăm pe ăsta. Îl dăm afară, îi dăm enter. Da? Și acum setăm și ăsta comenzile pentru că nu i-am setat. Iar le-am pus, după aia le-am scos, iar le-am întors, iar le-am sucit, iar le-am învârtit. Da? Mergem direct la locație și acolo îi facem și setările de... cum îi spune? Ia. Stânga, dreapta, cu tare și cu tare, da? Bun. În primul rând, mi se pare mie că are... Are pasta de mers în față, în față și în spate are 2 secunde. A setat pentru astea cu șinile, da? Deci în față și în spate sunt deja puse. Uite, și dacă dau dreapta așa frumos... A, numai așa merge? Ai pus pe asta, ca să știu cum pun eu pe... Ia, ușurel. Să nu spui că am pus deja comenzile pe ăsta. Nu am pus comenzile pe el. Îi dau escape. Îi dau settings. La controle să văd. Am pus pe... Cum îi spune? Sunt puse... nu, pe keyboard. Pe asta. Stați așa un picuț. Deci am pus... Am pus pe roți. Uite, am pus aici. A, astea le-am pus. Stânga, dreapta și cu tare. Dar astea o să le... O să le schimb pe astea. Și dau așa. Dreapta. Aici dau stânga. De ce? Vă spart de ce? Așa, tati. Iar la excavator, după aia să punem excavatorul, da? Rotirea dreapta. Fac pe asta pe mișcarea circulară. Rotire la stânga. Circular pe stânga. Gata, tati. Da? Bun. Acum, aici, îi pun în față așa. Butonul de pe... De, nu pot să vă arăt... Da? Asta așa. În jos. După aia, îi dau butonul ăsta. Hați. Și dau butonul ăsta. Hați. Și acum, să deschidă cupa. Și dacă îmi dă voie să-l pun pe ăsta, zi, mi-a dat voie și să strângă cupa deasupra lui, pe spate am. Gata, tati. Și acum fiți atenți aici. Da? Mergem înainte. Merge greu, că e mare totuși. Știți ce trebuia mie aici? Când trebuia și o remorcuță, ceva. Uite, facem dreapta așa frumos. Uite, se învârte automat. Da? Mergem frumos în față. E mișto ăsta, îmi place foarte mult ăsta pentru că frână totuși, ne oprim totuși. Ia. Băi, opa, dacă a rămas cu poate cuplat. Da, deschide cupa. Da? Băi, oprește totuși. Mă fi rău. Faptul că ating maneta, fiți atenți că ăsta e nervos. Deci asta strânge cupa. De fapt, asta strânge cupa. Și asta deschide. Asta lasă, iasem, asta lasă în jos. Și lasă ăsta în jos. Hai. Și strânge cupa. Ați. Și acum dăm sus. Hai. Și învârtit de maneta frumos. A? Aia zic. De-abia unul ăsta am luat? Trebuie să dăm puțin mai mare deschiderea. Strângem cupa. Aia zic. Învârtim frumos. Mamă, tot 1%, uitate, deci cred că mai degrabă tot așa bag... Mă bag ăsta, cum îi cheamă? Bag buldozerul, tati, că nu... Da, pentru realea, ia, dacă dau tab acum, am ajuns pe fundul la... Păi, ăsta nu stă pe loc. N-are șeruflă de mână ceva?
Ia. Ați. Bă, da, ăsta o să-mi iau o grămadă sau cu 1% aici. Ați. Ați dat puțin mai mare lama, ieși acum. Oh, că am băgat prea mult. Ia. Yeah. Hai că a luat-o, hai că a luat-o. Puțin mai sus. Învârtim. Ce ai, mă, băiatul, că de-abia 1% ascuns aici. Da, de jucat, de jucăm frumos. Da, văd că nu... Stați așa un picuț, că nu merge așa. Trage puțin în spate. Lăsăm asta un pic jos. Frână, băi. Tame, că aducem buldozerul, tati, că nu, așa, ne apucă dimineața. Bine, n-ar fi bine că ia două secunde, îi dăm de aici, îi dăm așa, îi dăm de aici, aducem pe la mare, tati. Să vezi acum ce iese de aici. Dăm afară, îi dăm enter, venim cu la mare și împingem la greu. Ia. Îi dăm direct. Fast travel. E altceva, zis, este altceva, nu am cuvinte să... Ia, ăsta are butoanele pe el, are butoanele pe el puse. Pășinele este pus, bineînțeles. Pășinele am pus, două secunde, să dăm și așa un pic din spate. Hai. Mamă, hot, tuc. Ușurel. Mi se pare că are la... A, stai, că are la mai jos. Vezi acolo, dacă o bag în ăsta aici, ia, dreapta. Hai. Ați. Mamă, de ce? Mă dau eu cu asta, păi, ușor. Cealaltă dreapta, cealaltă stânga. Și acum coborâm lama. Ia. Ia, dă-i față. Altceva, tati, nu? Ușurel. Lăsăm. Nu știu dacă am pus eu, ies două secunde. Stai un pic, frână. Asta vreau să fac, așa în sus, fac așa. Și las un pic în jos, ca să am mai mare aderență. Nu știu cum să setez niște butoane pentru cameră, tati, direct pe joystick. Vedem, nu știu. Dacă ar fi șmecherală. Ia. Ia uite, tati. Hai da. Hai că poți. Hai, tati, cât de maletă îi dau. Uite cât ai mal a făcut aici. Hai. Hai, tati. Auzi, cât ai șansa făcut aici, tati, nu? Ușor în față. Să spuneam eu că e mai mare precizia în control. Ia. Hai. Da, eu. Hai, da, tati. Ia uite. Deci chiar zici că mă joc cu un buldozer adevărat, tati. Deci îți dă senzația asta. Ușurel. Dăm puțin sus. Mai dăm un spate un pic.
Hai. Ușor. Coboară lama. Hai. Înfige-te. Dă-i. Dă-i că poți. Ai, da, tate. Hai, 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 hai. Atât. Păi stai și mă gândeam. Pentru că acum am filmă de construcție aici în joc. Ăștia nu mă cheamă, mă, să fac de zăpeziri. Așa se practică în România. Să faci de zăpeziri. Ia, un pic lăsăm în jos. Hai, dă-i. Hai, da. Ușurel, ușur, uite aici, uite aici țărușul. Ridicăm asta. Deci, hai, tătate. E mai bine așa că, decât cu excavator, că durează mai repede. Bine, este și de împins foarte mult. Hai. Dar vă spuneam, este senzația altceva. E altceva pentru că, v-am zis, ai mai mare control asupra, uite, deci te duci așa pe fines, deci curbe cu... N-ai treabă, tate. Îți dă o notă de realism mult mai mare la jocul ăsta. Hai. Ușurel. Hai. Sus. 19%. Mamă, deci rămâne ăsta tot pe aici, tate. Dar cât să mergi și în partea asta la altă. Hai. Ați. Hai. Atât. Puțin în spate. Cred că se văd și pe aici, în partea asta la altă. Ia, ușurel. Hai. Coboară lama. Aici, tati. Aici e treaba. Aici e mai mare strafa asta de escavat. Hai. Hai, da. Mamă, dar ce să înfige ăsta. Hai, bosulețu. N-ai treabă cu el, tati. Nu ai treabă cu el. Uite-l. Cu maneta înainte. Hai, cu maneta la blană. 27%. Ușurel, 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 că ne răsturnăm. Mai luăm așa, din lung. Hai. Păi, să vede, ia. Ușurel. Dar nu mai dă voie, nu știu, nu mai dă voie cu tabul. Hai. Bagă. Dă-i. Aici e multe... Săpat. Ia. Înainte. Ușurel, ușurel, tăt. E, totuși al patrulea contract de la noul DLC. Și era și normal să fie mai mult de muncă. Hai. Hai, tati. Dă-i. Dai totuși să-l mai iertăm un picuț. Cred că nu scap de excavator acolo. Cred că scap de excavator acolo, că e problema acolo, hai. E o bucățică acolo totuși. Hai. Ardu. Înainte. Hai. Știți cum fac aici? Ridic un pic lama și împing este. O să urc puțin, urcă el, hai. Hai. Și eu mai mult, eu am așa un pic pierdut. Hai. Hai, tati. Bă, ce înseamnă să ai cu tăi, tati. Deci e altceva, v-am zis, e altceva acum. Dați puțin mai sus, deci un pic mai sus am zis. Ca să pot să împing și un pic de mai multe rânduri. Hai. L-am un pic sus.
Hai, dă-i. Frigio. Ai da, gogule. Ai da, gogule. Sus, 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 sus. Ai. Băi. Băi, deci nu am cuvinte să vă zic ce, ce senzație este acum. Deci până acum la misiune de genul ăsta mă nervau, pentru că trebuia să tap cu scaunul aici. Dar acum sună reclama aia la iaurt. Înainte mă simțeam balonat. Acum, iaută-mă. Iaută-mă. O să înfige. Iaută-mă, tate. Hai, da. Hai cu iaurțelul. Nu mai mâncăm parizel cu ia zic parizel cu salam. Mai mâncăm parizel cu muștar pe ziar. Mâncăm iaurțel, tate, că avem utilaje. Hai. Hai, da. Auzi ce e aici. Hai că poți, hai că poți. Hai că poți. Mamă, 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 ce e aici? Hai da. Hai da, 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 hai da. Dați-vă și voi ce, ridică un pic cu lama și să împingem așa, hai. 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 Atât am vrut. Bravo, gogule! Băi, n-ai văzut așa ceva, frate. N-ai văzut așa ceva aici. Hai. Hai. Un pic lama sus. Lama sus, am zis. Hai. Dă-i. Hai, hai. Atât am vrut să zic. Cred că era bine să ieși pe afară un pic, dar nu știu dacă să-l împing așa de lateral, dar cred că o să-l duc înapoi în groapă. Bine, sunt la 50% din lucrare, dar totuși mi se pare că e un pic de pantă. Nu mai văd, înainte deam cu tabul ăla, mai vedeam lucrarea, nu mai văd. Hai să încerc să împing așa, că mai puțin, să împing în lateral. Hai, dă-i. Dă-i puțin apoi. Ops. Ops, mă scuzați, de la emoționez. Hai. Frigio. Ia. Dai, 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 nu lăsa, nu lăsa, nu lăsa. Dai, 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 dai. Atât. Bravo. Ia, tot așa, tot așa un picuț. Oh, frână. Ușor, nervosule. Băi, dacă dau din, ia să vedem. Din interior? A, dar nu văd nimic, am. E mai realistă treaba, dar nu văd nimic. Exterior, totuși. La asta. A, eu la culo, ce sunt, de ce nu mă lasă? Jos? Hai. Dă-i. Dă-i, 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 dă-i. Atât. Ușurel, dacă mi s-a învârtit ăsta aici. Hai. Dă-i acum. 53. Hai. Gata, tati. Băi, a făcut treabă. Băi, deci e bun tare cu și stivuitul ăsta. Tu mereu zic stivuitul. Și buldozerul, dar și maneta, tati. Deci n-ai treabă cu ea. Deci n-ai treabă cu ea. Ce-am făcut șanțul. Acum să ieșim și mai afară de aici. Să eliberăm zona. Ia. Ușurel. Poți să urci? Hai, hai, hai. Băi, nu face de râs. Nu pot să mai dau afară de aici cu asta. Bine, pot să-i dau... Ia. Dacă eu pe aici. Pe aici, pe mai... Ia. Ușurel. Hai, hai, hai. Hai, da, tati. Hai, 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 hai. N-ai cum, n-ai cum să nu... N-ai, tati, deci este altceva. Este altceva. Hai să parcăm și undeva. Undeva ne comodează. Uite aici, lângă toilet. Ușurel. Hai. Hați. Frână. Coborăm la ama frumos. Voala, tati.
Băi, deci este altceva. Este altceva cu joystick-ul. Este, adevăr, adevăr, jocul ăsta merită să joci cu joystick-ul. Nu fac, cum îi spune, lobby sau ceva de genul ăsta. Dar este altceva. Iată, asta este altă experiență, este altă satisfacție să joci cu joystick-ul. Am zis, este mult mai multă precizie. Nu știu, părerea mea că poate merge treaba mult mai repede cu el. Așa că încă o dată mulțumesc, că știe cine. Și, dragilor, cam atât pentru astăzi. A fost un pic așa să vă arăt, să vă arăt cum e treaba cu joystick-ul. O să mai mă joc cu el, o să mai exersez cu el și să-l, cum îi spune, să-l introduc și în alte jocuri care sunt compatibile cu treaba asta, pentru că, v-am spus, acest joystick aduce altceva, aduce o nouă experiență în gaming, dacă pot spune așa. Este mai aproape de simulator, da? Mult mai mare e precizia în comenzi și, de asemenea, satisfacția aceea de a conduce utilaje este la maxim. Dragilor, dacă v-a plăcut acest episod, vi s-a apăsat butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Pentru uitare, v-am salutat!